Sâmbătă asta, în piața Marii Adunări Naționale, va avea loc o expoziție de mașini de epocă. Pe 22 și 23 septembrie se desfășoară Raidul Moldovei Iași Chișinău ediția 1. În cadrul ediției va avea loc o paradă de automobile retro de la Iași la Chișinău, de la Palatul Culturii la piața Marii Adunări Naționale, precum și o expoziție de automobile de epocă și un concert. Sosirea participanților în piața Marii Adunări Naționale este programată pentru ora 14, cel târziu 14.30, iar expoziția va dura până la ora 5 seara. Evenimentul este organizat de Retromobil Club România, împreună cu membrii cluburilor de automobile de la noi, cu suportul primăriei Iași și a primăriei Chișinău. Scopul evenimentului este de a trezi la nivel internațional un interes deosebit pentru Moldova ca destinație pentru raliuri cu automobile de epocă.